Bună ziua! Noi suntem echipa formată din Chelariu Irina și Costea Horatiu, de la clasa 3A, din cadrul Școlii Gimnaziale Internaționale Spectrum Ploiești. Profesorul coordonator este Alexandra Gheorghe. În cadrul proiectului First Step ne-am propus să construim o casă ecologică care să folosească energia solară pentru a se alimenta. Am realizat o machetă funcțională a unei case verzi folosind materiale reciclabile și componente electrice. Acest proiect face parte din categoria Science and Innovations. Obiectivul la care ne încadrăm este Affordable and Clean Energy, deoarece ne-a provocat să gândim creativ și să aplicăm cunoștințele noastre de știință și tehnologie. Am împărțit sarcinile în două etape. Prima a fost construirea casei din lemn, iar a doua a fost lipirea panoului solar de acoperiș și conectarea lui la bateria din interior. În momentul în care se va face întuneric, lumina din casă se va aprinde, ceea ce demonstrează că panoul funcționează și că energia solară este stocată în baterie. Noi considerăm că acest proiect este foarte util în viața reală, deoarece ne învață despre importanța energiei regenerabile. Vă mulțumim pentru atenție! Sperăm că v-a plăcut proiectul nostru!